Primăria Craiova a anunțat că începând de astăzi, de la ora 20, vor fi demarate lucrările pentru marcajele rutiere și semaforizare necesare amenajării de șantier din jurul clădirii Palace de pe strada Aicuza. Lucrările vor ocupa în întregime trotuarul din dreptul clădirii și banda 1 de circulație auto. Din acest motiv, banda destinată circulației rutiere pe sensul dinspre Universitate către Colegiul Național Carol I va fi deviată spre mijlocul părții carosabile și va fi semnalizată corespunzător. De asemenea, circulația rutieră pe sensul dinspre Colegiul Carol I către Universitate se va desfășura pe o singură bandă auto. Sediul central al primăriei Craiova de pe strada Aicuza a intrat în reabilitare în primăvară, valoarea lucrărilor depășind 11 milioane de euro. La această sumă se vor adăuga peste 9 milioane de euro cât costă reabilitarea clădirii Palace. Banii provin dintr-un împrumut contractat de municipalitate de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.